stimați credincioși, e potrivit acum să redeschidem cuvântul și în semn de cinstire față de Dumnezeu să ascultăm Evanghelia ridicați în picioare. Vom citi din Epistola 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 și versetul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Amin. Vă invit să vă reașezați. În dimineața aceasta am ales să citim acest cuvânt din Scriptură cu gândul să avem în atenție o întrebare, și anume cum să depășim, cum să rezolvăm problema greșelilor, a păcatelor care vin în viața noastră după ce ne-am botezat în apă. Cuvântul Domnului spune că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Și de asemenea, Domnul nostru Iisus, după ce a salvat un suflet pierdut, după ce i-a iertat păcatele, i-a spus, du-te și să nu mai păcătuiești. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Noi ne-am întors la Domnul, ne-am predat viața în mâna lui Iisus și am hotărât să trăim o viață nouă, o viață curată. Cu siguranță că fiecare dintre noi a fost hotărât atunci când a promis lui Dumnezeu prin botez, în actul botezului, credincioșie lui Dumnezeu până la moarte. Dar după o vreme am constatat, fiecare dintre noi, într-o măsură diferită poate, am constatat că răul a stat lipit de noi și stă lipit de noi mai departe. Și că în lupta aceasta pentru a duce o viață curată, uneori alunecăm. Dacă greșelile pe care le-am săvârșit înainte să ne întoarcem la Domnul și-au găsit rezolvarea în jertfa lui Iisus Hristos, care și-a revărsat binecuvântările peste noi prin pocăință, în urma pocăinței, prin credință, întrebarea care se pune acum este: cu cele pe care le-am făcut după ce ne-am botezat, ce e de făcut? Ce facem? Pasajul biblic pe care l-am citit se adresează creștinilor. Cuvântul Domnului spune: vă scriu copilașilor aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului continuă spunând: dar dacă cineva a păcătuit. Poate că unii dintre noi în această dimineață au cugetul mai apăsat și mai împovărat decât în alte zile. Domnul cunoaște starea și realitatea sufletească în dreptul fiecărui om. În dimineața aceasta, căutând răspuns la întrebarea cum să rezolvăm problema aceasta a greșelilor făcute după botez, vom da 4 răspunsuri la această întrebare. Întâi de toate, după cum citim în cuvântul Domnului, iertarea păcatelor noastre și a celora pe care le-am făcut înainte de a ne boteza și a celora pe care le săvârșim neplanificat, din slăbiciune le săvârșim după ce ne-am botezat, își găsesc iertarea în aceeași jertfă, în jertfa lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că El, Iisus, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, ale creștinilor. Și nu numai pentru ale noastre, spune Ioan, ci pentru ale întregii lumii. Adică și cei care sunt în lume și încă nu s-au botezat au parte de oferta iertării prin jertfa lui Iisus Hristos, ca și cei care, după ce s-au botezat, alunecă greșind mai departe. Nu trebuie să uităm, stimați frați, că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Nu trebuie să uităm niciodată că în sângele Său, în jertfa Sa, avem răscumpărarea, avem iertarea.
Nu trebuie să pierdem din clipă, din atenția noastră nicio clipă faptul că din pricina jertfei lui Iisus Hristos, Dumnezeu a hotărât să grațieze omenirea, să ierte păcatele oamenilor, să facă acest lucru pe gratis. Nu ieftin, nu fără preț plătit, pe gratis pentru noi. E o ofertă a milei sale salvatoare, a harului său mântuitor, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului este scris că Iisus Hristos a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, adică pe cruce. Prin urmare, dacă Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre și dacă Dumnezeu Tatăl a hotărât ca în numele lui Iisus Hristos să fie iertate păcatele tuturor celor ce cred în Iisus Hristos, vestea bună pe care vă aduc este că greșelile pe care le-am făcut după ce ne-am botezat capătă din partea lui Dumnezeu iertare în dreptul acelora care se bizuiesc pe Fiul lui Dumnezeu. Noi primim această iertare prin credința în promisiunea lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului e scris, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Să nu mai purtăm poveri pe care le-a purtat Iisus, ci să ne bucurăm de oferta lui Dumnezeu și să o primim cu credință. În al doilea rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe mijlocirea făcută de Domnul Iisus. Biblia ne spune că Domnul Iisus, după ce a înviat, s-a înălțat la cer și acum stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Epistola către evrei ne arată că în acest oficiu al său de mijlocitor, Domnul nostru Iisus este numit Marele nostru Preot, care are milă de noi, care ne cunoaște slăbiciunile și care mijlocește pentru noi. În Epistola către evrei mai este scris că El trăiește pururi ca să mijlocească pentru noi. Și de asemenea la Apostolul Pavel este scris că nu este între Dumnezeu și oameni niciun alt mijlocitor decât omul Iisus Hristos. Iar în pasajul citit în această dimineață stau scrise cuvintele: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Ne vom bizui pe faptul că Domnul Iisus nu ne părăsește. Vă rog să băgați de seamă că promisiunea că El este mijlocitor între Dumnezeu și noi e făcută în contextul în care acești copilași au păcătuit. Slavă lui Dumnezeu că El este credincios dincolo de neputința noastră și de slăbiciunea noastră și de lipsa noastră de credincioșie. De n-ar fi așa, nimeni n-ar sta în picioare, n-ar putea rămâne în picioare. Salvatorul nostru este Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care a murit pentru noi și care, după ce ne-a răscumpărat și ne-a curățit sufletele, se angajează într-o luptă de apărare a noastră, de mijlocire pentru noi. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Vă îndemn să vă bizuiți și pe această lucrare de mare preot făcută de Domnul nostru Iisus. În cuvânt este scris să ne apropiem cu îndrăzneală, știind că avem un mare preot care are milă de noi, binecuvântat să fie în numele Lui. În al treilea rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe pocăință, pe mărturisire, pe pocăință care se materializează prin mărturisirea păcatelor și hotărârea fermă de a părăsi păcatele și de a trăi viața cea nouă, viața curată. În cuvântul lui Dumnezeu sunt scrise cuvintele: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice nelegiuire. Și de asemenea, în Proverbe, capitolul 28, cu versetul 13, sunt scrise cuvintele:
Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Unde asemenea avem în cuvântul lui Dumnezeu relatată experiența prin care a trecut David, care în rugăciunea sa spunea așa: câtă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. În urma acestor cuvinte la care am făcut referire, cuvinte din Sfânta Scriptură, se înțelege că iertarea păcatelor pe care le-am făcut după ce ne-am întors la credință, după ce ne-am botezat, se primește în urma mărturisirii, în urma pocăinței. Mărturisire, pocăință pe care o facem înaintea Creatorului nostru, a Tatălui nostru Ceresc, pe care l-am supărat, în smerenie, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru jertfa adusă de Fiul Său Iisus Hristos, asumându-ne greșelile pe care le-am făcut, căindu-ne de ele înaintea lui Dumnezeu, stropindu-le cu lacrimi de pocăință și hotărând ferm să nu mai păcătuim. Să ne dea Dumnezeu putere să facem așa. Noi în această zi ne găsim în adunarea copiilor lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului este scris că acolo unde doi sau trei sunt adunați împreună în numele Domnului Iisus, Domnul Iisus este prezent împreună cu ei. Mărturisim credința că Iisus Hristos este în adunarea noastră. Și când vine la poporul său, nu vine cu mână goală. Vă chem în această dimineață să ne bizuim pe promisiunile sale. Și dacă în suflet n-aveți pace, să primiți în această dimineață din partea lui Dumnezeu pacea care vine prin credință. Pacea care vine de la Dumnezeu în urma iertării păcatelor. Că la baza păcii, profundei păci sufletești, stă această iertare, care de altfel se transformă în ceea ce numește Scriptura bucuria mântuirii. Și acolo este pacea. Noi oamenii nu putem să rezolvăm aceste probleme. Iertarea este exterioară nouă. Vine din afara vieții noastre, din afara lumii noastre. Este darul lui Dumnezeu. De greșit putem greși în cercul nostru, fără să ne ajute nimeni. Dar de rezolvat problema, nu mai putem rezolva singuri, decât dacă se îndură Dumnezeu de noi și ne ajută și o rezolvă El. Și El ne ajută. Binecuvântat să fie în vecii vecilor numele Său Sfânt. Iertarea noastră așadar se fundamentează pe faptul că Iisus a murit pentru păcatele noastre, pe faptul că El mijlocește pentru noi, ne apără, și pe faptul că noi ne căim, ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Sigur că în Scriptură este scris să ne mărturisim unii altora păcatele și să ne rugăm unii pentru alții ca să fim vindecați. În învățătura cuvântului Domnului este menționată și această despovărare, mărturisire, spovedire în fața unui om al lui Dumnezeu. Și eu aș înțelege că în circumstanța în care, deși ne-am rugat în rugăciunea noastră, n-am simțit pace și iertare, deși am mărturisit înaintea lui Dumnezeu păcatul, nu-i bucurie în inimă și nici biruință, ci revenim din nou la lucrul acela și cădem din nou în greșeală, atunci e semn că trebuie să căutăm pe un om al lui Dumnezeu împreună cu care să ne rugăm și căruia mai întâi să-i deschidem sufletul nostru și să-i spunem povara noastră. Așa trebuie să înțelegem cuvântul: mărturisiți-vă unii altora păcatele. Și mai e ceva. În cuvântul Domnului, mai ales în predica de pe munte, este subliniată o altă direcție. A patra, al patrulea răspuns. Iisus Domnul a spus așa: dacă iertați oamenilor greșelile lor,
și Tatăl vostru, cel ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru, cel ceresc, nu vă va ierta greșelile voastre. În rugăciunea Tatăl nostru am fost învățați de Domnul Iisus când ne rugăm să spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În lumina acestor cuvinte, din aceste cuvinte învățăm că iertarea păcatelor se primește, avem bucurie și siguranță că Dumnezeu ne-a iertat atunci când eliberăm pe prizonierii noștri. Cineva ne-a fi greșit. Om fi supărați pe cineva care ne-a făcut un lucru neplăcut. Iisus a spus că dacă suntem gata să iertăm pe oamenii care ne greșesc, Dumnezeu ne va elibera și pe noi de greșelile pe care le-am făcut față de Dumnezeu. Eu sunt încredințat că nu putem cumpăra la schimb iertarea păcatelor noastre prin faptul cu faptul că noi iertăm pe cei care ne greșesc. Că dacă așa s-a rezolvat problema, n-ar mai fi fost nevoie să moară Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru noi. Ci mai degrabă aș înțelege că peste acel suflet peste care s-a coborât Duhul Domnului, peste acea inimă peste care a venit Harul Salvator al lui Dumnezeu, peste acel om care a trăit bucuria iertării păcatelor cu adevărat și a fost impresionat de iubirea lui Dumnezeu, de acum el este bucuros să împartă această iertare cu ceilalți. Și dacă face așa, iertarea pe care i-a dat-o Dumnezeu îi rămâne. Dacă nu face așa, dacă își închide inima și împietrește sufletul, iertarea pe care a primit-o prin har, prin grațiere, îi se anulează. Aceasta este învățătura dată prin pilda rostită de Mântuitorul nostru cu privire la acel stăpân care a vrut să se judece cu robii săi datornici și a chemat pe unul care îi datora 10.000 de talanți. I-a cerut să-și plătească datoria. Neputând să plătească datoria, omul a cerut păsuire. Stăpânului s-a făcut milă și ne spune cuvântul că l-a iertat de datoria aceea imensă. Bucuros că a scăpat de datorie, omul s-a îndreptat spre casă. Și pe drum spre casă s-a întâlnit cu unul care îi datora 100 de lei. Prin comparație, datoria pe care o datora semenul său era nespus de mult mai mică decât datoria pe care a avut-o el față de împăratul, față de stăpânul său. A cerut acelui tovarăș al său să-i plătească datoria, 100 de lei. Și omul a zis, nu pot, mai păsuiește-mă. Omul n-a vrut să cedeze. Ca să scurtez povestea, a accesat procedura de executare silită. Vorba a mers, stăpânul cel mare a aflat. Și când a aflat, l-a chemat pe acest rob care n-a fost în stare să împartă iertarea cu alții și a zis așa, eu te-am iertat pentru că m-ai rugat. Nu se cădea să ierți și tu? Și acum, pentru că n-ai vrut așa să faci, a zis el, stăpânul, ți se anulează iertarea. Și apoi s-a adresat robilor săi, dați-l pe mâna chinuitorilor ca să fie chinuit până va plăti tot ce datorează. De aici învățăm ce a spus Mântuitorul în concluzia acestei pilde. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, a zis Domnul Iisus, cu fiecare din voi, dacă nu iartă sau care nu iartă din toată inima pe fratele său. Vă îndemn să vă cercetați inima. Și dacă în suflet, în inimă, e vreo apăsare, e vreo amărăciune, e vreo stare de mânie, de dușmănie, de supărare, un dor de răzbunare, de dreptate pe cineva, inimă închisă și împietrită împotriva cuiva, rugați-vă în această dimineață lui Dumnezeu să vă elibereze și să pună prin Duhul Său Sfânt în inima dumneavoastră iubire, să elibereze Dumnezeu de stările acestea de amărăciune, pentru că ele stau ca un zid de despărțire între noi și iertarea pe care ne-o dă Dumnezeu. Vă chem să iertăm la rândul nostru. Și dacă nu putem, dacă amărăciunea apasă, să cerem lui Dumnezeu ajutor, curaj
că în mila Lui, în îndurarea Lui, Dumnezeu poate să ne dea această putere. Slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Mergând spre încheierea mesajului pe care am avut pe inimă să vi-l împărtășesc în această dimineață, cum scăpăm de vina păcatelor făcute după ce ne-am botezat? Întâi, încrezându-ne în promisiunea lui Dumnezeu, că pe baza jertfei lui Iisus Hristos, păcatele sunt iertate prin har. Acest e răspunsul. Bizuindu-ne pe faptul că Domnul Iisus mijlocește pentru noi. El nu ne lasă. Chiar dacă am fost slabi, chiar dacă n-am fost atenți, chiar dacă am căzut și l-am dezamăgit pe Dumnezeu, i-a copleșit rușinea, speranța să nu ne părăsească. Iisus este mijlocitorul nostru. Să nu uităm că tot acest har salvator, dobândit de Iisus prin jertfa sa și girat prin mijlocirea sa, se revarsă peste acel suflet care se pocăiește, se smerește, se căiește, se mărturisește, se întoarce la Dumnezeu. Vă chem să ne întoarcem la Dumnezeu. Primită iertarea, ea va rămâne peste noi ca ceva, ca lumina din soare, care se răsfrânge într-una, ca lumina unui bec aprins în casă, care atâta timp cât e acolo energie electrică și comutatorul în poziție corectă, ea vine în continuu, în continuu, în continuu. Așa, când iertăm, iertarea lui Dumnezeu rămâne peste noi în continuu. Mulțumesc Domnului din suflet că vremea și de data aceasta a venit ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru noi. Vă mărturisesc că aseară și ieri eram așa un pic îngrijorat. Oare și a cincea duminică va îngădui Dumnezeu să fie vreme bună? Nu e că s-a rugat careva dintre noi mai intens decât altcineva, că-i mila lui Dumnezeu. Că în alte părți și acolo s-au rugat, frați, și eu ploua bine. Pe noi Dumnezeu ne-a binecuvântat lăsându-ne să ascultăm în liniște. Pe alții a binecuvântat împrăștindu-i cu ploaie. Poate că noi am avut nevoie să stăm în liniște și să ascultăm acest cuvânt. Vă chem, frate și surori, să prețuim jertfa Mântuitorului nostru Hristos și să-i dăm sens, căindu-ne de păcatele pe care le-am făcut după ce ne-am botezat. Știu că sunt printre noi suflete iubite de Dumnezeu și iubite de noi, care au ales să se întoarcă la Domnul și să se boteze în apă. Încă n-au apucat să se boteze în apă. Și pentru dumneavoastră este aceeași cale. Ce mai trebuie făcut este pasul botezului. Pentru cei care s-au botezat, botezul a fost făcut. Mai rămâne bizuirea pe jertfa lui Iisus, pe mijlocirea lui Iisus, pocăința și trăirea în dragoste, în iertare. Vă chem să ne ridicăm în picioare, să intrăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune. Fiecare își cunoaște bine starea, viața, trăirea, purtarea și în rugăciunea noastră către Dumnezeu să ne mărturisim și să ne rugăm să ne primească. Fie ca pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să se coboare peste sufletele noastre. Amin.